Ok, Google, turn on the studio. Ok, turning on the studio. Bună! Bă, vine căldura și, de fapt, e destul de cald afară. E foarte cald afară. Transpir și eu în studioul ăsta. Bă, nu, nu-mi place și sunt sigur că și mulți dintre voi au aceeași problemă. Nu ne place căldura. Sau, mă rog, e bine atunci când mergi la plajă, la mare, la piscină. E super ok. Dar când stai în casă și ești cumva forțat să suporți căldura din casă, da, există soluții, cum ar fi un aer condiționat, un ventilator. Ei, și despre asta vreau să vă vorbesc azi. Am o chestie la mine care s-ar putea să rezolve problema asta. Hai, sunt curios dacă funcționează și dacă putem folosi treaba asta în ajutorul nostru să trecem mai ușor peste vară. Hai să vă arăt. Sunt curios ce e înăuntru. A, da, videoclipul ăsta este sponsorizat de printerii.ro. Fac huse pentru telefon, au sute de modele, dar stai puțin! Dacă vrei să-ți faci propria ta husă personalizată, poți să le trimiți un mesaj, o poză pe WhatsApp și îți fac propria ta husă și la niște prețuri super mici. Serios, uite-o leacă cât de faine sunt, adică sunt incredibile, mie îmi plac extraordinar de mult. Vă recomand, intrați pe printerii.ro și dați-vă comandă de o husă pentru telefon. Eu am luat pentru iPhone XS pentru că, dă, asta folosesc. Modelele sunt făcute de mine, sunt personalizate ca dovadă că puteți face și chestia asta. Super fain oameni care lucrează acolo. Și acum să ne întoarcem la produsul nostru care ne face viața și vara mai ușoară. Ha! Bă, deci jur că îmi place treaba asta atât de mult, îmi place să desfac pachete, vai! Ce am eu aici ar trebui să fie un aer condiționat portabil. Și o chestie super interesantă, are și LED-uri. Deci e fain să-l lași în casă și pe post de ornament. Deci avem așa. Putem controla viteza ventilatoarelor, care ci că ar fi silențioasă, o să vedem cât de silențios este. Putem controla LED-urile, ce culoare au, cum se schimbă și așa, presupun. Deja e super cald aici. Am nevoie de treaba asta. Și o chestie foarte interesantă, ce că funcționează 8 ore pe umplere. Adică, bine, el trebuie alimentat cumva cu apă, poți să-i pui și gheață pentru un aer mai rece. Și ce că funcționează 8 ore pe o anumită umplere. Hai să vedem. Bă, cutia asta îmi place super mult, nu știu de ce, dar cutia asta arată super bine, e așa micuță și albă și subțire și... Bun, și acum să vedem device... Hai să vedem, aici, cred că aici umplem cu apă. Deasupra avem 3 butoane, power, dă, cred că asta este pentru LED-uri. Și asta este pentru viteza ventilatorului. Pe spate avem un grilaj care se poate ajusta. Poți să-i dai direcția în care să bată, probabil, briza oceanului rece și neiertător și dacă ridicăm în sus, cumva funcționează. Am uitat să vă spun că treaba asta o găsesc la un preț de undeva pe 100 de lei, adică este foarte ieftină și dacă își face treaba, merită. Ok, hai să vedem ce avem și în cealaltă cutie. Și avem un manual de instrucțiuni, ceea ce prinde bine, dar deja știm în videourile mele că nu folosim așa ceva. Și un cablu de alimentare, care aparent folosește doar USB-ul. Ok, acum unde vine pus alimentarea? I-am pus alimentarea, eu am un prelungitor din fericire care are direct priză USB și l-am alimentat direct acolo, sper să funcționeze, dacă nu o să găsim un ștecher și vedem cum funcționează. Hai să văd dacă funcționează. Destul de răcuros, aș putea spune. Bă, na, mă rog, e un ventilator, adică ventilatoarele cumva scot un aer rece. Nu știu dacă se văd LED-urile care își schimbă culoarea. Hai să încercăm o altă modalitate de LED. Ok, funcționează și multicolorismul. Faza cu LED-urile, cred că e mai mult de decor. Na, lași chestia asta în casă și vrei să arate și bine cumva, nu? Oricum, per total, e compact, adică e un cub, efectiv un cub. Momentan scoate un zoom Z destul de vizibil, mă rog, auzibil. Și, dar nu este deranjant, adică momentul de față este la prima lui putere de ventilație. Hai să-l dăm la ventilație maximă, să vedem dacă se simte ceva sau dacă putem ajusta cumva grilajele astea să na, facă treaba pe care promite că o face. Ok, în momentul de față e putere maximă și are un sunet destul de puternic, dar totuși nu la fel de puternic pe cât credeam eu că o să fie. Aerul pe aici trebuie să iasă, ăsta este grilajul ce-l ajustează, dacă îl dau puțin mai în jos. Uai, bă! Vai, ce bine!
Bă, la distanța asta este extraordinar de bine, adică se simte super bine răcoară și chiar își face treaba și mă simt mult, mult mai bine. Am adus niște gheață, sunt curios dacă pun gheață, cât de rece poate să devină. Nu știu dacă afectează cumva, dar putem vedea asta, nu? Bă, nu e un, deci, nu este un, să nu mă înțelegeți greșit, nu este un device extraordinar, ba chiar am avut câteva probleme cu el mai înainte, în momentul în care încercam să pun gheață, să pun apă, a început să curgă puțin apă, bine, l-am și zgâlțuit puțin, asta e ce-i drept, dar fix în forma asta, fix în poziția asta și cu tot ce are el, by default, bine, i-am pus apă și gheață, bă, își face treaba, deci chiar își face treaba în momentul ăsta, deci cam de la distanța asta care este lungimea brațului meu, eu încă simt răcoare și simt o răcoare super faină pe căldura asta. Părerea mea e că arată super ok. Cu luminile astea ambientale, să-ți facă și răcoare și pe timp de vară. Poți să lași, dacă stai în pat seara să citești, da? Dacă stai pe telefon, dacă stai la calculator, îl pui lângă tine, îl lași așa, îl umpli cu apă, pui și gheață dacă simți nevoia și el își face treaba, chiar te răcorește și nu funcționează la fel ca aerul condiționat, adică e un alt principiu, un ventilator aici. Dar părerea mea e pentru 100 de lei poate să-și facă treaba. Nu știu dacă poate răcori o cameră întreagă. Nu sunt convins că poate răcori o cameră întreagă în forma asta atât de mică, dar aproape de tine fiind, da, din partea mea recomand, dar cu puțin atenție pentru că este puțin ieftin, adică da, materialele sunt ieftine. Așa că o să-i facem și lui un birol, pentru că orice produs aici merită, chiar dacă îl recomandăm. De fapt, cred că pe alea pe care nu o să le recomand, dacă o să existe vreodată, nu le fac birol. Deci ar o să fie videourile fără birol, la sfârșit. Dar lui îi facem pentru că... Ah. Vai, ce bine! Foarte bine. Își face cumva treaba, face ce spune că face, dar nu la scara pe care o spune că face. Pe cutie scrie că poate răcori orice spațiu, orice încăpere. Nu. O încăpere nu o poate răcori, dar pe mine, aici, la distanța asta, mă simt super bine și cred că o să mai stau puțin după ce filmez, pentru că e super fain. Vă mulțumesc! Bun, ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa! Despre asta. Videoclipul ăsta este sponsorizat video. Arată. Care e sinonim? Dați-mi română la notice, bă.